deci. De ce Eurovision și de ce acum? Cred că a fost un moment potrivit pentru mine, pentru că, primul rând, am 16 ani în sfârșit, peste câteva zile 17. A fost visul meu de mică, mama m-a învățat așa, aș putea spune, să mă uit la Eurovision, încă de prin 2009-2010. Și de atunci am prins drag de acest concurs. Mi se pare fascinant tot ce se întâmplă. Crezi că vârsta ta fragedă reprezintă un atu sau un impediment? Să știi, nu văd ca pe un impediment, pentru că indiferent de ce s-ar întâmpla în finala de pe 11 februarie, eu o să merg mai departe, o să-mi continui toate proiectele și o să duc până la capăt planurile muzicale. Și da, cred că este un atu, de fapt. Vezi Eurovisionul ca pe o rampă de lansare? De ce nu? Da, este o rampă de lansare. Mă ajută foarte mult să ajung la public, pentru că, bineînțeles, sunt la început, dar asta nu înseamnă că mă opresc aici. După Eurovision o să urmeze foarte multe proiecte frumoase și surprize muzicale, bineînțeles. Bun, crezi că piesa ta se poate califica în finala Eurovision Internațional? Adică să treacă de semifinale? Măi, eu nu știu ce să spun aici. Mi-aș dori, normal, bineînțeles, ca orice finalist îmi doresc, îți dai seama. Doar că las publicul să decidă. La ei este decizia momentan. Bun. În semifinala internațională, cât și în finala Eurovision România, doar publicul are un cuvânt de spus. Crezi că această chestie te avantajează sau te dezavantajează? Crezi că juriul ar fi pus piesa ta mai sus și atunci te-ar fi propulsat mai sus în clasament? Nu știu ce să zic la asta. Cred că o să fie o alegere fair. Pentru că show-ul, de fapt, nu e doar piesa, este un show. Și este un pachet, de fapt. Voce, dans, coreografie, nu știu. Și poate și mesajul puternic. Bun. Te bazezi pe show sau pe voce? Ambele. Ambele, nu pot să aleg. Backing live sau preînregistrat? Preînregistrat. Spune-ne, te rog, un cuvânt, o sintagmă, ce vrei tu, despre ce se va întâmpla în show-ul tău. Să mă gândesc la un cuvânt magic. Bun. Altceva nu vă dau. E ok, n-am vrut doar un cuvânt. Este un artist, da? După care, nu știu, compui, scrii. Adică este un artist care te influențează în modul tău de a compune sau de a scrie piesele? Că presupun că la Color Mini, ce știu, ai lucrat și tu. Da, am lucrat împreună cu toți. Mm-hmm. Am lucrat împreună cu Shark. Sunt mai mulți, mă inspir foarte mult și din poezii, place să citesc. Seara de obicei citesc și de aici îmi vine inspirația. Normal că mai ascult foarte multă muzică în general și de obicei ascult mai mult versurile. Și de acolo, depinde. Bun, crezi că piesa ta se aseamănă cu ceea ce ar scrie Taylor Swift? Probabil, este o baladă pop și are piese de genul. Sigur că da, la cât de multă muzică se creează și așa, e normal să se regăsească anumite fragmente, anumite pasaje. Am râs pentru că același răspuns mi l-a dat și Erin la întrebarea asta, da. Ce să te mai întreb pe tine? Care este motivația ta? De fapt, care este motivația de Ione și care este motivația Andrei? Pentru Deona și Andreea există o singură motivație și anume familia. Pentru mine, dacă părinții mei sunt fericiți și cei din jur sunt fericiți, am câștigat. Eu mă mulțumesc cu lucrul ăsta. Familia e pe primul loc. Cum ai primit vestea calificării în finala selecției naționale? Cum ai reacționat? Vai, deci a fost ceva... Wow, am început să plâng, serios. Am început să plâng. Eram acasă, abia mă trezisem, am zis, băi, vreau să dorm puțin mai mult ca să nu aștept.
să primez vestea direct. A intrat, n-a intrat, ok. Și m-am trezit și am primit mesaj, wow, incredibil. A fost, n-am simțit așa ceva niciodată, sincer. Ideea participării la Eurovision a venit din partea ta sau din partea lui Erin? Sau cine a venit cu ideea? A fost o decizie comună. Pentru că cu toții ne gândeam la Eurovision. Eram foarte încântați de ideea că am putea participa și am zis de ce nu, să încercăm. Crezi că piesa ta este o piesă catchy? O piesă pe care să o reții ușor? Nu pot să-mi dau cu părerea. Deci, nu pot eu, pentru mine îți dai seama că e o piesă foarte ok, mie îmi place foarte mult. Doar că lucrul ăsta, dacă e catchy sau nu, îmi puteți spune voi. Dacă vor, mi se pare catchy. Pe mine m-a gândit. A intervenit public. Adică voi chiar mă gândeam la Taylor Swift când am auzit piesa asta, pentru că seamănă cu Taylor de la început, aia country. Da. La aia m-a dus și pe mine cu gândul când am ascultat prima. Deci prima oară am crezut că, bine, vocea e diferită, evident, dar ar putea cânta Taylor piesa asta. Dar e catchy. Da. E catchy. Bine, mulțumesc. E o întrebare pe care am pus-o și la ceilalți doi participanți din partea Shark. Erin sau Amia? Nu. Sunt foarte dragi. Cu Amia mă știu de când sunt foarte mică. Suntem prietene din 2014, ceva de genul. Am făcut muzică împreună. Erin la fel îmi este foarte drag. E un prieten foarte bun, un prieten de suflet. Mă înțeleg foarte bine cu el. N-aș putea niciodată să aleg între ei doi. Sincer, nu. Nu între ei doi. Ca și cum aș alege între mama sau tata. Dar nu te-am pus să alegi între ei doi. Te-am pus să alegi între Pape și Bede and Cool. Bine, da, nu m-am exprimat cum trebuie. E adevărat. Ambele piese sunt bune, ce vreți. Dar? Eu rezonez mai bine cu Bede and Cool. Puțin mai bine cu Bede and Cool. Da. Aici e o diferență de stil, Charleston cu... Da, știi care e chestia? Berencul îmi place să o fredonez, Puppet îmi place să dansez pe ea, pur și simplu. Mă apuc o nebunie și dansez. Și pe Colon Mi ce faci? Pe Colon Mi transmit un mesaj foarte frumos. Ce mesaj? E un mesaj de nevoia de iubire și dragostea necondiționată, pentru că... Deseori mi se întâmplă să ne prindem în lucruri mărunte, în probleme. Cum a fost și în pandemie, a fost un subiect foarte sensibil pentru noi. Și am cam uitat anumite lucruri despre dragoste, despre iubire. Uităm să iubim și să ne lăsăm iubiți. Asta e un lucru foarte important. Overall, Colonie este un îndemn către iubire. Bun, cum crezi că va vedea lumea de acasă chestia asta? O puștaică de 16 ani, 17 ani. Da? Să le spună chestia asta, iubiți-vă mai mult. Eu cred o să fie interesant. Să fie foarte interesant. O să încerc din răzputeri să transmit mesajul pe care l-am în piesă. Știu că nu e un mesaj foarte ușor, e destul de greu, mai ales că am 16, aproape 17 ani. O să fie destul de greu pentru oameni să aibă încredere într-un copil. Bine, copil, da. Dar eu vreau să le promit și să le arăt că sunt în stare de mult mai mult și că pot să duc anumite chestii. Va exista revamp la piesa ta? Adică varianta pe care o să o ascultăm în finala selecției naționale va fi aceeași sau alta cu ceea ce am ascultat în clipul oficial și așa mai departe? Eu știu că voi sunteți curioși, dar n-am cum să... Am primit răspuns și de la Amia și răspuns. De la Erin. Am să te întrebăm. Momentan, dar nu vreau să stric surpriza, o să vedeți, o să fie foarte mișto. Bine, te credem. Care este temerea ta cea mai mare legată de moment, de tot ce s-ar putea întâmpla rău în moment? Nu știu, sincer să zic, nu am așa o temere, nu m-am gândit încă, eu m-am gândit că o să fie tot ok, sincer. Pentru că dacă nu ai un psihic ok, dacă nu ai un psihic sănătos, îți dai seama că o să greșești. Pentru mine e foarte important ce gândesc și cum îmi ies lucrurile. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să am o percepție mai nasoală, n-am ieșit așa cum trebuiau lucrurile. Așa că mă gândesc că o să fie tot ok de la început și mă bazez pe asta. Bun. Cam asta a fost întrebările mele, mai ai și tu? Nu, pe le-ai zis pe toate. Acum ei iau la final un
umăr al lor în momentul în care trebuie să-l treci la panouri